interne, domnul Moga, alături de șeful poliției demis în urmă cu câteva momente. Anchetă e complexă. Aici am adus cei mai buni specialiști. Am adus de la specialiștii noștri în criminalitate. Am adus forțe de la corpul de control. Am adus și am dispus această anchetă, dar vreau să vă asigur cu toată convingerea că sunt aici până la finalizarea anchetei. Nu voi pleca de aici, să mă asigur că toate lucrurile vor fi delurate în modul cât se poate de corect. Această corect, mai puțin. Da. Suntem convinși că sunteți aici pentru această anchetă, dar haideți explicați-ne ce ați înțeles dumneavoastră că s-a întâmplat. Deocamdată concluzii nu pot să spun, dar vă spun ceva. Lucrurile aici, lucrurile n-au o cale de întoarcere. Adică, am spus de prima dată, când mi-am început mandatul de 48 de ore, că nu voi tolera niciodată ca lucrătorii din Poliția Română, cei care nu-și fac datoria, vor rămâne, vor pleca dacă greșesc. Într-un fel sau altul. Domnul ministru, atunci, până în momentul de față, s-a greșit la această intervenție? Nici acum nu pot să vă spun, pentru că... Atunci de ce l-ați demis pe șeful poliției din Caracal, dacă spuneți că nu ați ajuns la o concluzie de genul ăsta? Pentru că trebuie să luăm măsuri drastice, pentru că ei trebuie să plătească într-un fel sau altul. Și eu sunt cel care pot să plătesc când există un eveniment de anvergură aceasta. Deci s-a greșit. Adică, stați puțin, domnul ministru, nu puneți întrebări în cuie. O adolescentă putea fi salvată. Nu, stați puțin. Deci, ne spuneți că nu ați finalizat ancheta, nu aveți mari idei ce s-a întâmplat, da? Dar totuși l-ați demis pe omul care a coordonat bine sau prost această operațiune. Din ce pot să vă spun? Că eu nu iau măsuri în necunoștință de cauze, dar noi trebuie să dăm un exemplu. Din ce vă spun eu, lucrurile nu au fost așa cum ar trebui să fie. Adică... Este singurul lucru care pot să vi-l spun la ora asta. Da? Motiv pentru care am propus demiterea șeful poliției, demiterea prefectului române, care este lângă mine. Da? Am prefectul județului care trebuia să colaboreze cu inspectoratul de aici. Da? De asemenea, avem un locuitor. Unde e domnul Dragnea? Că de astăzi, domnul Dragnea, începând de astăzi, locuitorul domnului inspector șef, de șeful poliției române, la inspector șef general, va înlocui imediat pe domnul Buda. Și atunci trebuia să luăm aceste măsuri. Pentru că nu pot să mă bag eu în ancheta procurorului, a Ministerului Public. Ancheta este o anchetă complexă și atunci toate rezultatele, eu nu plec de aici până nu finalizăm ancheta. Toate rezultatele vi le vom pune la dispoziția dumneavoastră. Pentru că vreau să asigur opinia publică. Chiar dacă sunt de 48 de ore ministru, atât timp cât voi fi ministru, nu o să las și nu o să încerc să fac tot posibilul ca acest tragic eveniment să nu se mai întâmple. Când ați fost anunțat de acest caz? Când ați aflat dumneavoastră de acest caz? Când v-am științat șefii? Cred că astăzi după masă. Astăzi după amiază? Astăzi, în jurul prânzului, pe la ora 13. Pe la ora, în jurul ora 13 a fost anunțat. Nu ați aflat pentru că televiziunile vorbesc de subiectul ăsta de la prima oră? Da, vorbesc de la prima oră. Eu am avut un program, că știți că am spus că mă duc la structurile din subordine. Am avut un program astăzi, de am fost la mai multe structuri din subordine și când am ajuns în minister, atunci am aflat. Ați văzut imediat, am vrut să vin neapărat la fața locului, pentru că nu ne jucăm cu viețile oamenilor. Noi suntem cei care... Din păcate, noi suntem cei care trebuie să asigurăm, și am spus-o de prima dată, prioritatea numărul unu e siguranța cetățeanului. Domnul ministru, noi suntem obișnuiți ca polițiștii să vorbească strict cu legea în față și procedural. Dumneavoastră încă nu sunteți obișnuit neapărat cu acest limbaj. Ca om de rând, care se uită la televizor, care mai mult decât atât, acum aveți foarte multe date din anchetă, cum considerați dumneavoastră că s-a gestionat? Vă întreb, nu ca ministru, ci ca un om care are informații despre cum s-a acționat în cazul acesta. Păi, nu pot să vă spun cum s-a acționat, pentru că tragedia e atât de mare, încât vedeți că nici nu pot să vorbesc coerent acum, pentru că
De-aia sunt și aici. Adică, cum credeți dumneavoastră că să ne punem noi în situația familiei care și-a pierdut copilul? Numai că în societatea noastră este un tată care a fost invitat de către polițiștii de aici din Caracal să participe la percheziții și chiar polițiștii de aici au spus că în cazul în care fiica lui nu va fi acolo să plătească ușile. Polițist, deci, așa s-a exprimat un polițist, domnule. Încă o dată și cu asta închid, ca să nu pierdem vremea de pomană. V-am spus că am luat măsurile astea, mi se par măsuri corecte, da? Aștept ca să finalizăm ancheta, că de-aia sunt aici și nu voi pleca până nu se finalizează ancheta, din punctul meu de vedere, că nu numai eu particip la anchetă, și veți primi, vă asigur că veți primi toate datele posibile, toate datele curate din această anchetă. Recapitulând în acest moment, câte capete ministru, din poliția au căzut? Pare rău că spuneți că pierdeți vremea cu noi. Nu am zis că pierdem. Eu am niște întrebări pentru domnul Buda, dacă sunteți amabil. Bună seara. Bună seara. Spuneți-ne, vă rugăm, sunt convinsă că dumneavoastră vi s-au raportat. Da. Sau vi s-au raportat? S-a raportat de aici de la Caracal ce se întâmplă când care a fost situația, cum... când ați știut dumneavoastră despre acest caz, domnule? În primul rând vreau să vă spun că am luat act de demiterea mea și datorită faptului că am avut niște intervenții neadecvate pe care mi le asum. Am fost înștiințat și mi s-a raportat cronologic evenimentele care s-au derulat aici. Știu despre ce este vorba, cunosc exact cam ce activități s-au desfășurat în acest caz. În continuare, toate evenimentele vor fi coordonate de către domnul comisar șef Dragnea Florica. Am înțeles. Până să ajungem la cum se vor desfășura lucrurile de acum înainte, aș vrea, dacă se poate, să lămuriți un pic cum s-au desfășurat lucrurile până azi dimineață la ora 6, când s-a intervenit, când s-a acționat. Este o anchetă. Vreau să fie cu noi și procurorul de la parchetul de pe lângă, da? Probabil că, bun, sunt mai multe date pe care chiar nu pot să vi le dau acum. Se desfășoară în continuare, se desfășoară activități și... Puteau interveni polițiștii mai devreme de ora 6? Asta e întrebarea. Nu puteau interveni polițiștii mai devreme de ora 6, pentru că procurorul nu a permis intervenția poliției numai la ora 6. Polițistul putea cumva să încalce acest ordin al procurorului, exista, pentru că s-a ajuns la un moment dat la un articol din Constituție prin care se spune că se poate interveni în cazul în care viața unui om este pusă în pericol. Sau puteau fi luate alte măsuri, să se organizeze un flagrant. Da, puteau să se ia și alte măsuri, puteau să se găsească și alte tertipuri, puteau să intervină, n-au intervenit, tocmai... De ce nu s-a intervenit, domnule? Pentru că au așteptat ora 6 pentru a se interveni la această percheziție conform mandatului. Deci mandatul a fost eliberat la ora 6, mandatul a fost eliberat la ora... Pentru ora 6. A fost eliberat? La aproximativ ora 4, da? Sigur că da. Și polițiștii au cerut, au spus să încerce... Imperativ au cerut... Da, procurorului și procurorul implicit. Să intervină chiar și fără mandat. Deci, mulțumesc. Imperativ, polițiștii au cerut procurorului să intervină fără mandat. Și m-asum această declarație pentru că este adjunctul inspectorului șef ne-a spus chestiunea asta în prezența tuturor. Și cine a refuzat? Și cine? Procurorul? Cine a refuzat? De la parchetul? Procurorul nu a fost de acord cu această intervenție. Eu aș mai avea o rugăminte pentru amândoi. Dacă vreți să le transmiteți ceva familiilor. Bineînțeles, cu asta am vrut să-și încep. Primul rând, condoleanțe și primul rând, cred că trebuie să efectuăm toate activitățile pentru a descoperi într-adevăr ce a făcut acest criminal în această perioadă de timp. Credeți că dacă fata nu... Eu aș mai avea o întrebare care mă macină. Dacă fata, Alexandra, n-ar fi sunat ieri, da? Credeți că polițiștii ar fi făcut ceva în cazul ei sau ar fi trecut 3 luni, ca și în cazul lui Izei?
polițiști caz în care nu s-a făcut acolo nimic. Polițiștii au făcut în cazul ei tot ceea ce puteau face în momentul în care familia a sesizat poliția. Și mai am eu o întrebare, domnul inspector, dacă șeful poliției din Olt este adevărat că a vorbit cu Alexandra? Șeful poliției din Olt este în concediu. Acum a venit din concediu sau de ordine. Adjunctul sau vreun da. Șef de aici din Caracas? Adjunctul? Da? Nu mi-a raportat. Nu aveți această ce a spus fata când a sunat? Bănuiesc că ați întrebat și bănuiesc că asta ne puteți spune. Ce a spus Alexandra când a sunat la 112? O să vă spun ce a spus, că vine și cu asta s-a încheiat. Vine, adică criminalul? Domnul. Da, vine deci criminalul. Deci sunt cercetând la fața locului. Vine criminalul, asta a spus deci, Alexandra? Deci. Așa s-a încheiat convorbirea? Ceva de genul. Dar o să... Domnul ministru, dumneavoastră, știți, vă rugăm, ce a nu, spus nu, domnul ministru, nu știe. Nu. Alexandra? Nu, domnul ministru, nu. Nu. Astea sunt chestiuni pe care le știm doar noi. Dumneavoastră, știu că sunt date din anchetă, dar poate puteți să ne furnizați câteva informații. Avem cumva data probabilă a morții Alexandrei? Cam când s-a întâmplat decesul ei? Imediat după apel? Nu știu, probabil că undeva. Imediat după apel? Da, probabil că da. Adică în momentul în care ea a zis vine, atunci el a și venit și probabil a fost... Probabil. Au fost ultimele clipe de viața probabil, ei? Probabil, da. Sunt anumite ipoteze pe care mergem, da. Și asta este... Vă reproșați ceva? Îmi pare rău că a pierdut această fetiță. Ce transmite familiei? Ați, cred că ați observat că mi-e și foarte greu să vorbesc. De când am aflat vestea, nu numai acum. În cazul ăsta, condoleanțe familiei, dar nu-i suficient. Noi trebuie să facem în așa fel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Trebuie să luăm absolut toate măsurile legate. Să înțelegem că există certitudine în cazul morții Alexandrei. Despre Luiza se știe ceva? Da, aici am aflat și despre Luiza. Faptul că aici a fost totuși un criminal de ăsta care n-a fost depistat, de-aia și măsurile astea au fost foarte categorice și foarte drastice, pentru că ei trebuiau să depisteze lucrurile astea. Da? Criminalul ăsta s-a plimbat pe străzi pe aici, a trăit între oameni. Comunitatea trebuia să reacționeze într-un fel sau altul. Dacă se adeverește și faptul că și Luiza, cealaltă față, a avut aceea soartă. Și atunci... Astea au fost măsurile care le-am luat. Eu cred totuși că am luat niște măsuri ca să dăm o lecție tuturor, că așa ceva nu se mai întâmplă și în ceea ce privește lucrătorii Ministerului de Interne, trebuie să-și facă datoria cu credință, trebuie că de-aia sunt polițiști, de-aia sunt profesioniști, ca astfel de lucruri în România, în țara noastră, indiferent unde, să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc. Nu pot să explic despre lucrurile astea, vă rog să mă înțelegeți din... Eu nu plec de aici până nu v-am spus, până nu se finalizează întreaga anchetă. Și avem în clipa de față o legătură extrem de importantă cu procurorul șef de pe lângă